Noile măsuri de sprijin pentru facturile la energie au intrat în vigoare începând cu data de 1 aprilie. Acestea vor fi aplicate timp de un an și introduc noi prețuri și plafoane în funcție de consum. Conflictul izbucnit la sfârșitul lunii februarie în Ucraina a adus noi provocări pe piața de energie și a prelungit tensiunile apărute încă de anul trecut. Pe baza acestor evoluții, suprapuse cu avertizmentele economiștilor cu privire la agravarea situației, începând cu luna aprilie, imediat după expirarea măsurilor privind plafonarea prețurilor la energie, aplicabile în sezonul rece, autoritățile române au decis să adopte măsuri suplimentare pentru limitarea impactului facturilor la electricitate și gaze naturale asupra populației și firmelor. Astfel, guvernul a emis o nouă ordonanță de urgență pentru plafonarea tarifelor pentru consumatori. Ieri e un lucru bun, pentru că prea săriseră în sus și la salariile care sunt, mi se pare normal. Cum vă descurcați cu facturile? Cam greu. Greu, pentru că s-a scumpit toate, salariul e așa cum e, cam greu. Ne descurcăm. E bine să ție de cuvânt că noi românii am muncit și suntem cinstiți și omenoși. Aveți nevoie de plafonarea prețurilor la energie? Nu, mami, da cum, am o pensie foarte mică. Trag pica de elastic și dau și pe pastile bani mulți. Că să descurcați cu facturile? Foarte rău, foarte greu. Foarte greu, foarte greu. Măsurile de combatere a prețurilor mari la energie au intrat în vigoare de vineri, 1 aprilie, înlocuind vechea schemă de plafonare și compensare. În perioada 1 aprilie 2022-31 martie 2023, prețul final facturat de către furnizorii de energie electrică este de maximum 0,68 de lei pe kilowatt, cu TVA inclusă în cazul clienților casnici care au avut în 2021 un consum sub 100 de kilowați, maximum 0,8 lei pe kilowatt, cu TVA inclusă pentru clienții cu un consum între 100 de kilowați și 300 de kilowați inclusiv, maximum 1 leu kilowattul cu TVA inclusă pentru clienții non-casnici. La gaze nu mai există plafon în funcție de consum, iar prețurile sunt următoarele: maximum 0,31 de lei pe kilowatt cu TVA inclusă pentru populație, maximum 0,37 de lei pe kilowatt cu TVA inclusă în cazul clienților non-casnici, al căror consum anual de gaze în anul 2021 la locul de consum este de cel mult 50.000 MWh. CET-urile vor cumpăra gaze naturale la preț reglementat de 250 de lei.